Bună ziua, dragilor! Ce mai faceți? Eu sunt Georgian, iar astăzi discutăm despre mediile acvatice. Vom începe cu câteva întrebări de recapitulare. Ce este biosfera? Biosfera este învelișul de viață al Terei. Care sunt cele patru medii de viață de pe Terra? Mediul aerian, mediul acvatic, mediul terestru și mediul subteran. Ce reprezintă mediul acvatic? Mediul acvatic reprezintă habitatul speciilor de plante și animale care trăiesc în apele oceanice și continentale. În mediul acvatic au apărut primele forme de viață de pe Terra. Mediile acvatice pot fi împărțite în două categorii principale. Medii acvatice continentale, în apele curgătoare și lacurile de pe continente, medii acvatice marine și oceanice. Deoarece 71% din suprafața Terei este acoperită de ape și 97% dintre acestea sunt ape sărate, cea mai mare parte a speciilor de animale și plante din mediul acvatic trăiesc în mediul oceanic. Mediile acvatice continentale sunt constituite în cea mai mare parte din ape dulci, ape curgătoare, lacuri, iazuri și altele. Specii de plante întâlnite aici sunt nuferii, broscărița, mușchii acvatici, alge verzi, trestie, papură, salcie și altele. Iar ca specii de animale aici întâlnim pești, dintre care enumerăm păstrăvul, mreana, bibanul, crapul, insecte, amfibieni, reptile, păsări și altele. Mediile acvatice marine și oceanice pot fi împărțite la rândul lor în trei categorii sau zone. Mediul sau zona litorală din apropierea țărmurilor, zona pelagică, departe de țărm în stratul superior al apelor oceanice și mediul sau zona abisală din stratul inferior al apelor oceanice. Eu vă propun ca sarcină de lucru să descoperiți câte 3 specii de plante și 5 specii de animale care trăiesc în fiecare dintre aceste zone sau categorii. Vă doresc succes! În speranța că ați trecut cu brio peste sarcina de lucru, mergem mai departe și discutăm despre corali. Acestea sunt supranumiți rezervori de viață. Coralii sunt animale nevertebrate, de apă caldă, care trăiesc în colonii compacte. Scheletele lor calcaroase formează un recif, constituind un microhabitat plin de viață. Marea Barieră de Corali, situată în Marea Coralilor, în apropiere de coasta de nord-est a Australiei, este cel mai mare sistem de recif de coral din lume. Haideți să descoperim acum modul de explorare al apelor marine și oceanice de către om. Până la 12 metri adâncime pot ajunge scufundători fără echipament și pescuitori de perle. Până la 50 de metri adâncime pot ajunge scafandri. Până la 400 de metri adâncime pot ajunge scafandri cu costume speciale presurizate. Până la 1500 de metri adâncime pot ajunge submarinele de intervenție. În timp ce până la 6000 de metri adâncime pot ajunge submersibilele de cercetare. Batiscaful Trieste a ajuns la cea mai mare adâncime în groapa Marianelor din Oceanul Pacific, coborând la 10.911 metri adâncime în anul 1960. Un alt batiscaf, Deep Sea Challenger, a coborât în aceeași fosă oceanică în 2012, atingând adâncimea de 10.898 de metri. Groapa Marianelor este considerată cea mai adâncă fosă oceanică de pe glob. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de geografie. Până atunci vă doresc sănătate și succes!